Bine v-am regăsit la o nouă emisiune printre rânduri, printre gânduri la Norvest TV. Nu știu cum o să fac astăzi emisiunea înainte să intrăm în emisiune aici la televiziune, pe holul televiziunii, în camera premergătoare locului în care filmăm. S-a întins o masă minunată, cu de toate, da, cu de toate, brânză, roșii, afumătură, plăcinte super, cârnați afumați, pateu afumat, ce să mai pot eu acum să fac emisiune, haide să încerc să fac, o emisiune cât de cât. Și începem, bineînțeles, cu incredibil, Iubi în prima ei zi de șofac. Să o vedem. Pa, Iubi, serviciu ușor. Nu-i nimic, dă cu frumos spate. Perfect, și ia stânga acum. Nu-i nimic, dă din nou cu spatele. Așa, și ia stânga. Bravo, Iubi. Serviciu ușor. Aia, tată, așa să merge la serviciu. Nu e greu, pentru început nu e greu. E puțin până te concentrezi, până îți dai seama, lovesc 2, 3, 4 mașini dimineața, după care o iei așa, încet, încet, fără niciun fel de problemă, până la urmă mașina se repară. Ideea e să ajungi tu sănătos la serviciu, să ajungi nestresat. Ați văzut că vocea soțului din spate o încuraja, hai, dă-i, dă-i, mai încearcă, mai lovește una, mai lovește încă una. Ideea e, cred că ea avea un urmă, zicea, îl întreba pe bărbatul său, cam câte am lovit astăzi, mă, ce, 4, 5, o, e bine că eram lovit 7. Ideea e ca ea, asta era de fapt ideea, ca ea încet, încet să ajungă de la 10 mașini să lovească una, două pe zi. Nu așa multe. Și bineînțeles, nu accidente grave. Cât să ai nevoie de un mecanic, dar așa, simplu. Mai departe, nevasta lui Dorel și smartphone-ul. Ia să vedem ce face nevasta lui Dorel. Să o urmărim. Păi nevasta lui Dorel deschide ușa. Bă, și n-am pe unde să intru. Mamă, ce complicate. Ce poți să faci? Foarte simplu, mă. O colești mașina. Asta e totul. Asta e, tata. Ai ocolit mașina și ai ajuns. O pauză, nu am cronometru. Ah, că zic să nu, na. Da, bun. Păi s-a terminat clipul cu... Continui cu următorul clip. Da. Păi dacă am văzut-o pe nevasta lui Dorel cu smartphone, care ea încearcă să facă o... Cum să intre ea în mașină dacă îi se deschide ușa în față? Cine mi-a deschis ușa mie în față? Dar cine mi-a deschis mie ușa în față? Cine? Cine? A. Urmează, bineînțeles, și Dorel și soția în bucătărie. Haideți să-i vedem. Păi, am făcut din degete, mă, nu merge, uite că arată pe clip, uite, vezi, asta face din degete și s-au tocat, face din degete și s-au prăjit, mă, nu merge, firar să fie, deci așa ne tulbură YouTube-ul ăsta și tot ce avem online, adică nu mai merge, hop, aia era filmare înainte, dar nu contează, tu încearcă. Că poate n-a, nu știi, poate că va ieși până la urmă, nu? Și bineînțeles că ne punem o întrebare. O întrebare teatrală. A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea. Ia să vedem. Hop. Asta tot sora lui Dorele. Ia mai deodată, super tare. Păi da, e bun pentru dureri, dacă aveți dureri, dacă aveți probleme, vă recomandăm un pansament, îl aplicați, dar nu pe oglindă. Nu trebuie aplicat pe oglindă, trebuie aplicat pe locul în care ne doare. Dar bineînțeles, conform imaginii pe care o aveam în față, durerea noastră o simțeam acolo în oglindă. Al Capone din Nepal! Hai să-l vedem pe Al Capone din Nepal,
Ia uite-lea, hop! Banii, banii! Scoate banii! Hai, telefonul, ce-i? Dă telefonul! Ia să vede, merge? E în regulă telefonul. Dă că ține-o, hai că ține-o pistolul. E vine așa? Gata, e ok, hai. Dă pistolul. Mișto de tot. Ha, ăsta e Al Capone de Nepal. Ăsta se și distrează așa. Ce zice, mamă, ce periculos ăsta. Super mafiot. Viitor mare, mare mafiot. Cu siguranță în Cosa Nostra, în Yakuza, Jacuza, cum se numește, Yakuza aia de mafia aia din Japonia. Bă, deci super tare omul. Bă, am și o puțină, bă, stai să șterg ecranul, să văd, să vede, ok, totul e deblocat, nu e rețea, da, ia ține pistolul puțin, că am ceva treabă, văd cum e telefonul, ce stare e, să știu la ce mă complic, că le-au sau nu le-au, ce fac acum, m-a pus să repar, nu se poate așa. Ai telefonul bun? Ține bateria. Nu te fur atunci. Cumpără-ți telefon ca lumea și mai stăm de vorbă. Cum se filmează la Hollywood? Ia să vedem. Asta în familie așa. Cum hop, hop, pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, pe cai, pe cai. Dai, 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 dai. Hai uitați-vă cum trec pomii, cu ce viteză trec pe lângă ei. Și ia uitați-vă cum se filmează. Ai, tată. Cam așa se filmează și la Hollywood. E, nu se filmează chiar așa. Să nu exagerăm. Nu chiar așa, dar cumva ne apropiem, da? Ne apropiem. Mai departe, nu putem să... Dorel rămâne în inimile noastre. Dorel forever. Dorel ne oferă cele mai minunate momente. Și atenție la Dorel. Opa, Dorele. No, tăia de pe list. Ăsta e super tare, ia. Mă sprijin și... Mă sprijin și eu pe ceva. O, mai ales ăsta cu asinul, cu măgarul. Hop, Almic, hai că ești tare, ești mecher, copile. Ei, lasă, na. Trebuie să te mai și uiți pe unde. O, au, 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 au. Și, hai mă, că nu ne trebuie scara asta aici. Ce ne trebuie scara? Nu, n-aveam nevoie de scara. Ei, am crezut că nu e nimeni, nu e problemă. Hop, mă, și aproape că trecuse apa. Băltuța. Băltoaca mai degrabă. Bă. Tăia de pe listă. Ia să-l vedem pe ăsta. Hop, 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 hop. În apa Nilului. Și ne-am sfințit în apa Nilului cu bicicleta. Atenție, pericol. Continuăm. Atenție, pericol. Hop, hop, asta e super. Oh, 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 cum s-a dus așa frumos. Cum s-a dus a la Taker. Ăsta e polițistul, ăsta, ia lasă-l puțin pe ăsta. Ia, fii atent. Uai de mine, pe polițistul. Vrea să meargă la toaletă, dar problema e că a ajuns târziu. Se întâmplă să mai ajungi târziu și la toaletă, iar când ajungi târziu, nu e bine deloc. Nu este bine deloc. Nu e bine deloc. Dar polițistul a fost best. Stai, stai, și, op! Puțin a simțit așa, da. O, 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 opa, bu. Opa, un budist s-a dus. Asta e concurs pe nămol, ce n-aia, care merge mai mult. Care rezistă de fapt mai mult. Ia mă, nu mă lăsa. Încercăm lucruri noi în casă, nu? Era mai mare el decât vadul. Puțin balet nu strică. Nu strică baletul. Baletul e foarte bun. Mamă, ce l-a luat. Ce l-a luat. Încet, da mă. Excelent, barca aia e pentru voi. Bă, direct barca aia era făcută pentru... Da, super.
Super. Îl stabilim, gata, gata, e bine, e cum să nu fie bine. Ce să mai? Mamă, cum a luat-o. Opa! Bă, da telefonul. Bă, telefonul nu trebuie lăsat din mână, orice ar fi. Ții de telefon. Gata, ce să mai? Hai să trecem mai departe. Bă, deci ții de telefon, nu-l lași niciodată. Deci, telefonul nu-l lași din mână, orice ar fi. Viitorul, și vreau să vă arăt în exclusivitate la Norvest TV cum va arăta viitorul românului care ajunge în supermarket. Cele mai tari cumpărături care se vor face, cred eu că în curând în România. Ia uitați, vii frumos, ți-ai așezat bombonica pe masă. Oh, frumos. Hai, taxează-o, domnule. Dar e bestial ăsta, e super tare. Deci așa o să ajungem cu bombonica ce. Mergi, ați văzut că acum sunt deja ouă care poți să le iei la bucată. Nu mai cu 10 ouă sau cu 30 de ouă. Sunt într-adevăr cu 10, 30 de ouă, dar sunt deja și ouă la bucată. În curând o să vedeți și, eu știu, bomboane de ciocolată, de fapt cutii cu bomboane de ciocolată care deja o să fie desfăcute, ce eu mi-am una, ala așa una, chiar o să existe un cuțit mic în raft să stai o jumătate de bomboane și să am bani pentru o jumătate de bomboană de ciocolată. Să văd să iau una care nu e cu cremă, să nu se întindă crema, una care e fără cremă, am tăiat-o pe jumătate, merg cu ea la casă când mă costă, eu știu, 1 leu, 2, 5 lei. Mulțumesc. În același timp se evită și nu e bine să mâncăm zahăr, mult știți, că chiar nu are nevoie organismul de zahăr așa de mult. Deci toate lucrurile sunt spre bine. Totul e ok. Vin Dorei, vin meseria și number one. Haide să-i vedem. Opa, opa. Bă, e frumos gărduțul de l-am făcut. Problema e că, na, mă, cred că trebuia totuși să nu pun piciorul în el, da? Ne mai gândi. Opa, ia, ăsta e super tare. Ia, ia, uitați-vă. Cât de tare e ăsta. Mamă, mamă, dansăm și tasăm. Dansăm și tasăm. Beton tipul, beton. Op, un break dance ceva la Michael Jackson. Op, mișcări frumoase. Așa se lucrează. Bă, așa se lucrează. Relaxat, relaxat. Lucrăm relaxat. Omul alb. Păi da, e mai ușor că nu te mai forțezi, nu te mai apleci. Deci, ăsta stă și se întreabă, bă, oare mai are vreun rost să mă apuc de muncă? Ia, ia. Opa. Opa! Nu mai! A hotărât! Vrei să te apuci să faci o treabă, adică vrei să te angajezi. Vezi un clip de genul ăsta și tu care vii cu toată inima, dornic să te angajezi, să faci ceva, mă, cu viața ta. Îți strică clipul ăsta toată chestia și brusc, dintr-un om care dorește să faci ceva, îți dorești să nu mai faci nimic. Așa ajung unii oameni să nu lucreze. Nu sunt ei de vină, ei de vină sistemul. Și milițian adevărat. Haideți să vedeți și un milițian adevărat. Un milițian adevărat. Hop. Ia, ia. Hai de mine ce tare. A sărit în apă după el. Mai pune o dată. E super tare faza. Nu, zice milițian. A, vrea să-l apere. Hop. Bai, asta înseamnă să fii un milițian care ai spiritul ăsta de sacrificiu. Ești conștient că datoria ta este să-i aperi pe cetățeni. Fie că sunt, nu sunt toți cu toate țiglele pe casă, nu sunt toți așa sănătoși la cap, cum spuneam, dar trebuie apărați. Trebuie să ai grijă de ei, să nu cumva să li se întâmple ceva. Și atunci tu, ca un erou, te pui în slujba lor, da? Bucătar, șef, tata. Bă, la bucătar, șef, nu făcătură. Haide să vedem.
Bă, bucătar șef adevărat. Nu. Tată bucătar șef, ia uite. Gustă tot, pune, la fiecare pune puțină sare. Pac, pac. Lasă să vedeți, asta e tare faza. Ia uitați-vă. Hop. E bun? Nu, mai trebuie sare puțin. Era ligenușul cu locul unde se spălau farfuriile, adică lăturile, cum s-ar zice. Dar nu e rău nici așa. Punem sare să pot mânca și alea. E excelent. Asta ca să, te unul care se dă el vapor, așa, se dă șmecher, vine, pac, așa, ha, bă, ia, ha. E, ai grijă ce guști, nu te grăbi, nu te crede șef că s-ar putea să mănânci ce nu trebuie, da? Și un bărbat trebuie să rezolve totul, domne. Un bărbat în casă trebuie să rezolve totul. Eu sunt bărbatul, rezolv imediat. Ia să vedeți. Nu, muteți cazanul că era locul nostru din parcare. Da, era locul nostru. Hai. Ce? Da, bine, las că ți-aduc eu pe cineva și te rezolv acum. Stai să vezi. Auzi, du-te și zi vreo două, că nu, ce deci, zis? Mamă, deci cât din simțit. Du-te și zi vreo două, rezolvă. Cum e trei? Ia ieși un pic afară, stăm de vorbă. Hai, ieși afară, măcuță. Hai, stăm un pic de vorbă. Ia zi, tată. Voiam să... am claxonat că eram curios ce mașină faină ai, ce model e, ce... ca, e modificată ceva, nu? Da, am scos scaunul din față ca să stau pe bancheta din spate. Când conduci? Când conduc. Aha. Nu, atâta vreau să te salut, liniciți, numai bine, hai, sănătate. O zi bună. Ai rezolvat? Da. Ce ai zis? Îți dai seama că l-am pus la punct aia, dar nu poate să o mute, că are un handicap. Ce handicap? Hiperdimensionism se numește. Păi ce vrea să însemne asta? Înseamnă că trebuie să căutăm un loc de parcare. Hai, mă, când de ăla mare nu prea merge. Tu te dai cocoș, te dai spârnel, rup, fac, băi, dă-te la o parte. Să deschide ușa, iese o namilă de om, bine făcut, te uiți la el. Zice, vroiam să vă șterg geamul, oglinda nu vă stătea bine. Parcă și freze ar trebui să vă aranjați puțin așa. Dar sunteți un moment. Locul ăsta de parcare nu e problemă. Stați liniști, puteți să stați în el cât, pe el cât doriți. Nu e nicio problemă. Soția mea mă întreba așa, ce faceți? Și bineînțeles, când conduce soția în care ai foarte, foarte, foarte mare încredere. Să vedem. Ia uitați, asta înseamnă, ia uitați, bă, e bestial asta. O centură, două, trei, patru, da? Cinci, bă, câte sunt? Șase, a? Asta înseamnă să ai încredere în soție. În momentul când pleci, tu știi exact câte centuri trebuie să spui. De ce? Pentru că știi ce s-a mai întâmplat. Ați văzut-o pe respectiva care a scos mașina din parcare. Ba, înainte să ieși cu mașina din parcare, lovești 3 mașini, după care urmează 30 pe parcurs. Sunt nevăzătoare. Oare sunt nevăzătoare? Câți n-or fi și pe la noi prin Românica? Așa, ia uitați-vă. Băi, fraților, minune, există. Băia nu vede, uitați-vă, vedeți? Bă, da, la telefon vede, mă. Bă, nu știu, smartphone-ul ăsta are ceva magic, mă. Bă, smartphone-ul acesta, acest smartphone m-a făcut să văd ca un om. Dar stai eu și mă întreb, câți ori fi și pe la noi nevăzători, buni văzători? Mă, nevăzători, dar văzători? Adică nu văd așa, dacă le apare cuponul de pensie, bă, știi cum îl văd? Cred că dacă le aduce mai puțin pe cupon, imediat ce, băi, alo, ho, păi stai că era luna trecută atât, păi de unde vezi, domnule, că dumneata ești nevăzător? A, mă gândeam și eu așa. Ha, ce să vorbim? Păi, avem și noi destui. Căzi nu și-au scos, și-au fost cazuri relatate în media, că au o problemă de handicap, unul că nu putea să meargă, putea să alerge, nu putea să meargă, aia e problema. De fapt, nu putea să muncească,
Da, de alergat, putea să alerge lejer. Altul la fel nu vedea. Păi da, vedea să citească ziarul. Sau vedea să citească în magazin după pe produse în care e atât de mărunt undeva scris încât nici nu vezi. Dar bine, el fiind nevăzător, vedea. Asta e. Așa se întâmplă la noi, ce să facem. Și vreau să vă arăt, vă rog eu, urmăriți, ăsta dat, trebuie dată cu sonor, e super tare faza, urmăriți cum scap de datorii. Ia uitați-vă, super tare faza. Păi eu aveam să-ți dau ție 200 de lei, da? Da, mă. Păi te iau 100 de lei acum și 100 îți dau săptămâna care vine. Bine. Păi l-am avut să-ți dau 200, nu? Da. Păi te iau 100 și 100 o vezi săptămâna viitoare. Dar nu știu, banii mai aștept o săptămână să-ți dau și pe alea. Acum tu aveți să-mi dai 1200 de lei, nu-mi dai și mie banii aia. E 100 de lei. Așa? O să dau săptămâna viitoare. 100. Bine. Deci mai e să-mi dai 100. Da. Eu cât mai aveam să-ți dau ție? 100. Ia și tu, 100. Nu mai am să-ți dau. Am făcut pace acum. Eu mai aveam să-ți dau 100, nu? Ia și 100. Nu mai am să-ți dau. Ia și 100. Nu mai am să-ți dau. Ce-ai rămas? Tu te-ai luat acum. Ia și tu, bani datoria? Băi, mai ai să-ți dau, nu mai am să-ți dau nimic, nu? Tu mai ai să-i dai lui vreun ban? Nu. Tu mi-ai dat 200, nu? Ia-ți 200. Și eu am rămas cu 100. Deci nu mai aveți să dați la nimeni niciun ban. Gata, tata, s-a scăpat de datorii. Bă, cât de tare asta. Super tare a fost. Super tare. Și bineînțeles, cred că ar trebui să vedeți ce înseamnă un jujitsu în bucătărie. Haide să vedeți un jujitsu în bucătărie. Ha! Foc. Hop! Aie, tată, ce mișto i-a dat. Hop. Hop, aie, lovitură mortală, lovitură semiletală, e așa paralizantă, pentru câteva minute te paralizează, atât. Dar bineînțeles că lucrurile merg bine în casă, familia e ok. Atenție! Vreau să vă arăt acum... Vreau să ascultați cu volum la maxim sonorul clipului. Atenție, minutul de cântat, minutul de dicție. Să vedeți ce dicție are tipul asta. Fenomenală. Pizza, pizza, poporliță, poporli, poporli, pizza. Nu puteți să poporlească pe merlou, poporloi. Poporli, poporli, poia merlou, poporloi. Nu puteți să poporlească pe merlița, poporliță. Rica nu știa să zică rău, rățușcă, rămurică. Dar de când băiat învață poezia de sperat. Rica știa cum să zică rău, rățușcă, rămurică. Rica știa cum să zică rău, rățușcă, rămurică. Nu mișca de undeva, nu mișca de undeva. Nu mișca de unde miști, nu mișca de unde muști. Musca, mișcă, mișcă, musca, muș. Mișcați muștele, mușcă, musca, mușcă, mișcă. Uite așa mă mușcă must. Tot ce-am zis, am zis că zice. Dar de zis nu am mai zis. Nici n-am zis, nici ai mai zice. Cam să zic ce-am zis că zice. Titeridă, tidă. Nu-i greu să zice. Titeridă, tidă. Titeridă, tidă. Dar e greu. Abdeste, tidă. Titeridă, tura. Titeridă, tidă. Titeridă, tidă. Și baba lupă lucrăreală. Brebe, nervă, dogă, neală. Ghioncele, polobo. Mormoloc și ghemătoc. Până aici îți mulțumesc. Uite așa mă încălzesc. Păi, asta înseamnă să ai talent. Deci chiar din punctul meu de vedere, să faci ce face tipa asta, trebuie să ai talent, clar. Dacă nu ai talent, nu-ți iese așa. Sigur nu-ți va ieși așa. Tipa e super tare. Eu nu aș putea să... Adică n-am dicția pe care o are. E antrenată să facă așa ceva. Și vreau să vă arăt în continuare un clip, la fel cu sonor maxim. Nici n-am ce să comentez după clipul ăsta, e bestial. Am iubit fotbalul mult de tot, ia, să auziți. La ce echipă joci? La FC Cojeasca. Atmosfera e foarte frumos, băieții știe fotbal, joacă de mult. Noi am început la început de carieră, ne-am mișcat frumos. Mi-a plăcut fotbalul de mic, l-am iubit. De la vârsta de 10 ani am jucat fotbal. Am jucat fotbal pe preferanță la noi, la Cojeasca. Aia înseamnă, am iubit fotbalul mult de tot. Bă, nu știu eu să vorbesc, bă, dar joc bine. Bă, joc bine, n-am nicio problemă, rup, pe unde trec. Apărare, atac, orice, fundaș, mijlocaș, nu contează, number one.
Ah, atenție la folie și machiaj. Ia să vedem. Atenție la folie și machiaj. O glumă care merge făcută în casă. Mamă, bine, dacă nu ai vreo soție care o apucă draci rău de tot de ți-o furi. Opa, stai tu că n-ai scăpat de folie. E tare asta cu folia. E o idee bună asta. Pe cuvânt. Ce zici, David? Merge să facem casă. Merge, chiar mișto de tot. Bine, mai rău dacă ai ochelari, că poți naiba să urică ochelarii să asta, să intre. Deci dacă ai ochelari, mai ai iurea. O să ridesc ochelarii. Hop. Opa! Asta și-a luat pe rog. Băi, dacă vii în viteză, dacă vii în viteză și ai așa, chiar că ți-o fur dacă vii în viteză, e urâtă treaba. Adică nu e deloc pe ăsta la pucară draci rău de totul. Bă, du-te, bă, cu folia ta cu tot. Cred că nu era prima chestie când i-o făcuse. S-a enervat, bă, mai lasă-mă cu folia vieții. Și vreau să vedem cum mai stăm și noi cu așa cultura asta generală în secolul ăsta 21, tinerii noștri. Să vedem unde s-a născut Heminovici, Eminescu. Ia să vedem pe unde s-a născut. Unde s-a născut Mihai Eminescu? În... în România. Nu știu. Unde s-a născut Mihai Eminescu? În... habar n-am. În Iași? Nu, nu. Nu știu, unde s-a născut Mihai Eminescu? În Botoșan era răspunsul corect. Da, la mulți ani Mihai Eminescu. În ce unitate de măsură se măsoară zgomotul? Nu știu. În... în decibeli. Felicitări, avem un câștigător. Bă, mai avem, avem și copii deștepți. Mai avem niște clipuri interesante în care o să vedeți că unii chiar răspund. Știu despre ce e vorba. Nu generalizăm acum. Un băiat deștept. Vreau să vă arăt un băiat deștept. Haide să-l vedeți. Cât este 2 plus 2 ori 3? 8. Felicitări, răspuns. Sunt student la litere, nu știu cum am reușit. Care este capitala Portugaliei? Este Lisabona. Ce este heterocromia? Are legătură cu ochii, cred, și cu culoarea ochilor. Are legătură și cu asta. E când nu ai ochii de aceeași culoare. Un ochi de culoare diferită și unul de... Felicitări! Răspunsul e corect parțial, dar îl validăm ca fiind corect. Heterocromia este atunci când există o problemă cu pigmentul de culoare, piele, păr sau ochi. Ok. Cine a scris Enigma Otiliei? Cecălinescu. Felicitări, bravo! Pentru ce se oferă premiul Pulitzer? Pentru... nu știu dacă se oferă pentru mai multe lucruri. Se oferă și pentru scris. Asta și, și pentru literatură și mai sunt încă două. Ce ai fost corect cu literatura? Era literatură, jurnalist și muzică. Ok. Care este cea mai densă planetă din sistemul nostru solar? Hai că trebuie să spun și piedici că te-ai descurcat prea bine. Cea mai densă planetă? Da, din sistemul nostru solar. Nici să răspund, sincer. Atunci să zic la dimineața Mercur. Nu cred că e Mercur, dar... Răspuns greșit, din păcate, Pământul. Ah, ok. Un hamac dublu, un sac de dormit sau o pereche de ochelari inteligenți? Este ochelari. Ochelari, mă gândeam. Mersi. Noi îți mulțumim, felicitări că ai fost curajoși. Bă, un băiat simpatic, un băiat deștept, se vede clar că nu era un băiat care să nu fie pregătit. Acum, normal că nu le știi pe toate, până la urmă nu ne naștem să le știm pe toate lumea asta, nu e nimeni cunoscător a toate. Și plus că și ăștia care sunt la concursele astea de cultură generală, prezentatorii, nu le știu nici ei, că na, câte unii se dau, dar bă, chiar nu știu, dar... Ei totuși au în fața acolo răspunsurile și întrebările și răspunsurile corecte și una și cealaltă, e mult mai ușor, nu? Și bineînțeles, nu mai vorbim de emoții. Și asta e o problemă. În continuare, tot așa, ia să vedem cultură generală. Tot de cultură generală, haide să ne ieșim. Care este al doilea organ după creier din punct de vedere al complexității? Eu am două, sunt creier. Hai, unul, care dă răspunsul? Hai, limba. No, vă mai dau o șansă. Hai. Pielea? No, îți dau și o șansă. E, dreci. Hai, că se discută. Ce-o frumoasă. Mulțumesc.
Nu știu. Presupun că ficată. Inima. Greșit, îți dau și ție o șansă. Complexității. Rinichiu. Nu e Rinichiu? La mână. Nu mai. Nu. Nu știu. Bună întrebare. Organul genital? Nu. Ochiu? Avem un câștigător, felicitări. Bă, e logic, pentru că ochiul e foarte complex. Foarte, foarte complex. Într-adevăr, după creier, cu siguranță e cel mai complex. Și fără de care cam greu ne descurcăm în lumea asta. Plus că are atât de multe capacități ochiul și de prelucrare a imaginilor și a informației și e chiar, chiar ultra complex. Mai departe, fac bani cu tata, ia să vedeți. Ia să vedeți cum să fac bani cu tata. Ce zici, tată? Cum scoți clopul ăsta fără să golești sticla? Opa, nu merge. Hai. Pune niște bani, tati. Hai. Gata, tata. Uite cum se face. N-ai voie să mii sticla, că trebuie să iei fără să mii sticla. Uite-o, fata nu mișcă sticla. Fata e fată deșteaptă. Hai, și după... Am luat banii și am plecat. Așa să fac banii, tată. Dacă ești fată deșteaptă, faci bănuți. Fac bani cu tata, asta e. Știu eu, dar mai greu așa, ia să vedem, mai greu așa. Ia. Care este cea mai mică țară din lume? Egipt. Dacă am zis pe lângă Italia, cu Egipt. Nu, nu dau bacul la geografie. Începe cu V. Hai că vreau Veneția. Să te juc. Veneția? Păi Veneția nu e țară, Veneția e oraș. Venezuela? Păi Venezuela e lângă Italia. Hai, ce mai e cu V? Hai că ești aproape, deci nu te las. Trebuie să-l montăm așa, 10 ore mai târziu. 6 months later. Hai, ce poate fi cu V? Vatican. Vatican, bun, bravo. Câte state sunt în Statele Unite ale Americii? 12. Mai mult? Câte steluțe sunt pe steagul Americii? 17. Mai mult, mai pune, mai pune. 21. Mai pune, mai pune. 25. Mai pune. 27. Mai pune. 29. Mai pune. E ok, dar ce vreau să zic, mi se pare super interesant faptul că îi spune că ceva de genul că începe cu V. Și ea zice Italia. Bă, e super tare. Adică dacă spune deja că începe cu V, statul respectiv, care e cel mai mic, nu? Mă, n-ai cum să spui, să spui Italia sau Egipt sau nu știu. Dacă spune că începe cu V, cu litera V, cum spui Egipt sau Italia? Bă, deci, greu, greu de înțeles. Alo, nu se aude bine. Ia să vedeți. Să-mi spuneți numele dacă nu cer prea mult? Da, Mihai Stanciu. Mai ziceți numele de familie odată? Stanciu. Spanciu, da? Stanciu. A, fără S. A, astăzi aud aiurea. Stanciu. Panciu, da, 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 v-am trecut, domnul Panciu. Cu S, nu cu P. Da, 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 Panciu. Nu, no, cu S. Danciu. Danciu? Stanciu. Spanciu. De la sarmale, cum să vă zic. Gata, 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 gata. Aoleu. Ce faceți, domnul Spanciu? Stanciu. Stanciu. Așa. Băi, lasă-mă! Bă, dacă ai o prezentatoare de genul ăsta, ce zici, Davide? E beton, hă? Bă, n-ai treabă cu ea. Până când iau un telefon de la telespectatori, până îi înțelege numele, să termine emisiunea, s-a terminat, gata. Până îl nimerește pe la cum îl cheamă, auzi, vă mulțumim, emisiunea a fost super, am încercat să ne dăm seama cu ce literă începe numele dumneavoastră, v-am pupat pe săptămâna viitoare. Nu? Ceva de genul, cam așa sună. Bă, tare, tare. Tare, tare. Și vreau să vă prezint un gentleman. A, vedeți cum se oferă. Hop. Dar așteptați până la final. Băi, dar nu e problemă de iubirea mea. Iubirea mea, îți dau papucii mei. Îți dau, ai o condiție ca să iei. Vezi? Hop.
Păi nu așa. Băi, costă papuci. Deci mai bine mergi de sculț. Concluzia, bă, niciun bine, binele primit gratuit e mai scump decât ăla pe bani, știi, care îl primești pe bani. Nu? Lucrurile gratis sunt mai scumpe decât cele care costă. Și ia uitați-vă o tehnică super tare. Cum se fură un telefon în India? E o tehnică aparte, da? Haide să urmărim. Sau în Asia, unde e, în China, nu știu, în Nepal, pe unde se fă. Băi, lasă-o. Păi să schimb asta de nu mai găsesc. Ah. Asta e o tehnică super tare de a fura un smartphone. Adică, bă, nu. Asta e o chestie foarte delicată, foarte amplă, elaborată. Până la urmă își merită. Putem să spunem că merită. Adică e ok ca fura, dar oricum efortul depus, imaginația, creația. Bă, aici ai nevoie și de un designer, de o coreografie, de o... frumos, frumos. Adică tot furi, vorba aia. Bă, să furi cu stil, nu să furi așa, aiurea. Și mai dăm un clip pentru că avem mult mai multe, dar mai avem și câteva articole, așa că o să mai dăm un singur clip. Apa tinereții. Haide să vedem apa tinereții. Ia uitați-vă, intri, ești bătrână, gârbovită, uitați-vă. Și când ieși... Vai, s-a necat? Nu s-a necat. Oh! Eh, altă treabă, vă dați seama că dacă ar exista așa ceva, cred că... Doamne, 3 sferturi din planeta asta, adică 3 sferturi din femeile care sunt pe planeta ar sări acolo buluc în apă, care să intre, să iasă tânără, tânără, super tânără, da? Beton. Trecem la următoarea rubrică pentru că ne cam presează timpul, mai avem 8 minute, da? Trecem la următoarea rubrică și anume articole bombastice din Times New Roman. Primul, ca în Liban, mii de calorifere au explodat în capitale după ce Radet a testat țevile. Bineînțeles, adică în Liban a fost introdus un virus care a făcut să explodeze acele pagere sau stații mobile prin care comunicau. Dar la noi, bombe sunt chiar caloriferele când bagi apă în ele. De fapt, tot timpul știu. Că pe vremea când încă aveam încălzirea centralizată, te tot gândeai, anunțau, vedeți că se dă drumul, în seara asta se fac testele, adică de băga apă pe în circuit și trebuia să stai să vezi, să nu cumva să scurgă pe undeva, să îți scrape un calorifer, să vii cu bărcuța să intri în sufragerie. Posibilă misiune secretă a seriei în București, unde peste 2000 de calorifere au explodat simultan, după ce Radet a testat presiunea apei calde din țevile de termoficare. Nu sunt răniți, ci doar pagube materiale. Un parchet umflat, ceva. Semn că a fost doar un test. Cert este că serviciile române de informații demonstrează capabilitățile similare cu cele ale Mossadului. Spune analistul militar Decebal Popescu. Nu este nicio coincidență faptul că tocmai azi Radetul a încărcat instalația de termoficare din capitală. Ce nu știu românii, de rând este că SRI a interceptat apă caldă și a injectat în ea mai multe bile cu nitroglicerină împreună cu un mic detonator magnetic. Ce să spun? Când au ajuns în caloriferele de oțel, acestea au explodat automat, spun specialiștii. Experimentul comun Radet-SRI duce România într-o nouă era a serviciilor de informații și arată că țara noastră poate contracara orice posibilă amenințare teroristă. Ca dracu, cum să nu. Mai departe. Primele măsuri la graniță. S-a pus un panou cu interzis accesul dronelor. Asta mi se pare tare. Bă, noi așa ne apărăm la armata pe care o mai avem. Rușii sau alte elemente ostile care se gândesc să treacă cu drona prin spațiul nostru aerian vor trebui să se gândească acum de două ori înainte să facă acest gest. După luni de tergiversări, guvernul și parlamentul au decis în sfârșit schimbarea legislației.
și au interzis survolarea cu drone militare a teritoriului țării noastre. Nu mai avem voie cu drone militare. Pă, vă dați seama ce înseamnă asta. Cei care încalcă legea riscă amenzi severe care încep de la 200 de lei și pot ajunge la 500 de lei. Vă dați seama, dacă trimite Putin niște drone, noi nu avem nicio treabă cu ele. Păi doar ne numărăm. Câte au fost? 20. 20 ori 500 de lei, 5.000, cu 5.000, 10.000 de lei trebuie să ne plătească Putin. Pentru că au căzut dronele la noi în țară. Au distrus câteva blocuri, aia nu e important. Amenda. Amenda să o plătească la poliția comunitară, că au intrat dronele și pe urmă discutăm. Da? Guru Verde zice, la fiecare pet reciclat, pe lângă cei 50 de bani primești și un sfat de la el. Asta e viitorul. Deci ca să încurajeze cât mai mult. Acum deja am văzut că unii chiar le caută și prin coșurile cu gunoi. Deci lucrurile încep să meargă spre bine. Și vreau să vă anunț ceva super tare. Următorul articol. Am avut o invazie de cocalari în tramvai după ce BMW a rechemat în serviciu 1,5 milioane de mașini. Mă bulbui când mă gândesc. Românii care circulă cu tramvaiul și autobuzul au avut parte de o surpriză neplăcută în ultimele zile. Mijloacele de transport în comun au fost pur și simplu copleșite de cocalari, gherțoi, barosani și alte persoane din categoriile similare. În urma rechemării a peste 1 milion de BMW-uri în serviciu, n-am văzut atâtea coși de semințe pe jos de când mă știu. Și merg zilnic cu tramvaiul de 40 de ani, dar hei, am găsit două lanțuri de aur după o bătaie la cap de linie, mărturisește Tomiță, pasager din Craiova. Sunt convins că majoritatea nici măcar nu aveau BMW-uri noi. Probabil merg cu tramvaiul doar ca să pară că a fost și a lor rechemat în serviciu. Asta e o șmecherie, știi? Adică tu ai, mă rog, ai un BMW vechi, dar tu zici, băi, eu nu mai pot să merg cu BMW-ul că mi l-au chemat acum, mă. Îl am de câteva luni, a avut ceva probleme, mi l-au... Ce să fac? Na. Mai departe, îmi și imaginez. Lovitură dură pentru biserică. O mașină bate și troncăle, deși a fost sfințită. Așa ceva nu se poate. O lovitură fără precedent a zguduit din temelii creștinismul, toate religiile avramice și în general credința în fenomene supranaturale. Marcel Ț, un bărbat de 42 de ani din comuna Constanțeană Sculăriciu, spune că loganul lui din 2008 bate și troncăne ca toți draci. Deși l-a dus la sfințit nu odată, de 3 ori. Am zis că poate prima dată n-a prins sfințeala. Dar și acum troncăne și scârțe după a treia tură de busuioc, ca gheazmă, tămâie, full service. Deci a dat tot, miroseau scaunele la tămâie. Cei că ești, la Muntele Atos când intrai în biserică, mirosa mira tot, numai... Arătăm mânii despre cele trei apții bilduri cu pestișori primite de la părintele Onufrie, sfințitorul auto din localitate. La ultima sfințire a asistat și Teodosie, ceea ce nu se poate. L-am ținut la telefon să se asigure că respectăm tot ritualul. Încep să cred că toată povestea asta cu religia e o frază de dânsi inventată ca cu a ei putere să ne aplece în jug, e, cum spune poetul, adăugă bărbatul. M-am gândit chiar să o duc la un mecanic, dar mai bine o duc la târg, la Vitan și mă rog la Dumnezeu să-mi dea cineva un preț bun pe ea. E, și cu rugăciunea asta, mai greu. Na. Și ultimul articol. Cercetătorii sunt optimiști. La un seism de 7 grade n-ar mai fi nevoie să scuturăm prunii, deși asta e o variantă. Sigur că orașe întregi ar fi devastate și milioane de oameni ar avea de suferit, dar există și un aspect pozitiv. Dacă un seism trece de 7 grade sau chiar are 7 grade, dacă ar avea loc în luna septembrie, n-ar mai fi nevoie să scuturăm prunii, ceea ce ar ușura munca multora, afirmă George, cercetător la Institutul pentru Fizica Prunelor din Bihor. Asta da, scuturatul prunelor sau mai rău culesul manual al fructelor e ca orice activitate fizică, un factor cauzator de lene. Ai, tată! O problemă ar fi că seismele din Vrancea nu prea bat pe aici, pe la noi, prin Bihor. Deci ar trebui cumva să avem și noi pe aici o zonă prin Bihor unde să simțim seismul, nu? O problemă ar fi
că seismele din Vrancea nu prea bat la noi în Bihor. Dar poate dacă ar deplasa cineva un pic arcul carpatic, de să-l împingă așa puțin, nu cu mult, doar cu vreo câțiva zeci de kilometri, m-ar ajuta și pe mine personal. Am, zice, o jumătate de hectar, spune un întreprinzător, de prune acasă, adaugă prunologul. Dragi telespectatori, sperăm că nu v-am plictisit nici de această dată. Vă dorim în continuare un weekend minunat, o zi extraordinară și rămâneți aproape de Nord Vest TV. Ne vedem pe săptămâna aviatoare.